Domnule Cătuș, Gabi Balin spunea că pe 7 mai se simte ca de ziua lui. Primește multe urări. Cum vă simțiți dumneavoastră? Eu cred că este ziua tuturor celor care au participat la acel fericit eveniment în care Steaua a reușit să câștige Cupa Campionilor. Practic, cred că este a doua zi de naștere a fiecăruia dintre noi, moment pe care trebuie să îl sărbătorim. Chiar dacă nu reușim în fiecare an, important este că ne întâlnim și ne aducem cu drag aminte de acele momente pe care le-am petrecut la Sevilla. Cât de mult credeați atunci, domnule Cătuș, și când ați realizat că ați reușit o performanță extraordinară? De crezut, să știi că nu, noi eram o echipă formată din jucători care nu prea se temeau de adversari. Am demonstrat acest lucru până la finală și sigur că în momentul când am ajuns în finală, chiar ne gândeam că practic foarte mult de pierdut nu aveam, pentru că eram o echipă, să spunem așa, venită de nicăieri. Nimeni nu cred că se gândea că Steaua va ajunge în acel an în finală, în afară de domnul Valentin. Și faptul că jucam la Sevilla în fața a 50.000, 60.000 de suporteri spanioli nu ne afecta cu absolut nimic. De aceea cred că am și rezistat pe parcursul celor 120 de minute presiunii puse atât de jucătorii Barsei cât și de suporteri. O dată ajuns la loviturile de la 11 metri, chiar că nu mai ne gândeam la faptul că am putea pierde vreun moment Cupa Campionilor. S-a și văzut cum ați executat acel penalti, când n-aveați nicio emoție. E bine, să știi că de multe ori când tragi tare, fără să te uiți foarte mult la portar, în mod cert ai emoții. Nu aveam nimic de pierdut, dar totuși era o finală de Cupa Campionilor și nu știu dacă se mai putea ajunge, nu ne gândeam noi că pe viitor vom mai putea ajunge încă o dată într-o finală și vom mai avea de dat vreodată oportunitatea să câștigăm finala. În ceea ce privește modul în care am sărbătorit, chiar aici am dat dovadă că eram o echipă care nu eram obișnuită cu trofeele, mai ales internaționale. Practic, ne-am dat seama de ceea ce am realizat în momentul când am ajuns acasă. Și întotdeauna parcă sărbătoarea acasă, alături de ai tăi, de cei dragi, de cei care te iubesc, este mult mai frumoasă decât cea pe care o faci în străinătate. Au fost de ajutor și acele pariuri pe care le făceați în București, la penaltiuri cu Ducadam, cu... Helmut era bandit, un portar care apăra foarte bine la loviturile de 11 metri și cred că foarte rar se întâmpla ca vreunul dintre noi să ajungă în situația în care să-i marcheze 5 goluri din 5 lovituri executate. Era aproape imposibil să reușești acest lucru, indiferent cum se numea, că era Beluni, că era Majaru, că era Pițurle, că era Mio sau Balin. Aproape niciunul dintre noi nu reușea să câștige un pariu cu el. Vă e dor de Steaua? Reveniți? Când reveniți în fotbal? Eu n-am plecat în niciun moment de lângă Steaua. Chiar dacă în anumite momente sau în această perioadă nu am fost foarte des la jocurile echipei sau la antrenamente, nu am participat, să spun eu așa, activ, în gândul meu a fost întotdeauna la echipa de fotbal și la tot ceea ce înseamnă clubul Steaua în general. Îmi face o plăcere deosebită să văd la televizor anumiți sportivi sau sportive de la clubul Steaua care fac performanță și chiar dacă nu eram în cadrul clubului, nu mai eram angajatul clubului sau nu sunt angajatul clubului, eu niciodată nu mă voi dezice de tot ceea ce înseamnă clubul Steaua. Steaua a însemnat și înseamnă foarte mult pentru mine, practic este clubul unde m-am realizat și ca sportiv și ca om și întotdeauna voi fi alături de ea, nu-i voi întoarce spatele în niciun moment. Ați apucat să vedeți stadionul? Vă invităm noi acum!
simți de acasă la tine. Da. Te simți mai stăpân pe tine. Sunt unele voci care spun că ar trebui să joace și alte echipe. Echipa națională, în mod cert. Echipa națională, exceptăm. Echipe de club nu cred, pentru că și nu văd de ce ar trebui să vină să joace în Ghinci alte echipe de club. Pentru că se tot vorbește de faptul că stadionul, nu știu cum se va numi, dar bănuiesc că se va numi Steaua, cu toate că ar fi și alte posibilități, este al steliștilor. Și nu mă cert că acolo ar putea să joace Steaua și echipa națională, pentru că echipa națională este echipa noastră a tuturor. Dacă cineva dorește să joace pe stadioane care sunt făcute din bani publici, mai sunt două posibilități. Noi, acum, în Giulești, mai este Arcul de Triumf și, bineînțeles, este Arena Națională, unde anumite echipe și-au dorit enorm să joace acolo. Au posibilitatea în continuare să joace pe acel teren și să lase stadionul Steaua Steliștilor. Ar putea să aibă și un nume al unui fost mare jucător? Ar exista foarte multe posibilități. Și exact cum a vorbit și Neemi și Nea Puiu și Piții, chiar și eu am spus că ar putea să poarte numele antrenorului care a reușit cea mai mare performanță a echipei de fotbal Steaua, câștigarea Cupei Campionilor Americanei. Acum rămâne, nu știu, modul în care se vor gândi cei din conducerea clubului, nu știu, conducerea ministerului, când se va lua o decizie, dar din ceea ce am urmărit eu prin ziare pe la televizor, cred că majoritatea steliștilor își doresc ca stadionul să se numească Stadionul Steaua. Forță Steaua!